Omuța, dar deschidem alta. Ușa care li se deschide acum absolvenților de clasa 12-a e cea a studiilor universitare, în țară sau în străinătate. O să merg să studiez în America, mai special în San Francisco. O să studiez neuroștiință. De la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală, cei mai mulți elevi vor să dea admitere la drept și medicină în București. Facultatea de medicină de la noi. Vreau să rămân aici, pentru că am prieteni, am familia, aici am crescut. Inclusiv să profesezi aici? Mă gândeam să fac rezidențiat în altă țară. Văd că 3/4 din clasă merge la medicină. V-ați făcut un plan împreună? Nu ne-am făcut neapărat un plan împreună, numai că așa s-a nimerit, pur și simplu. Profesorii spun că de la an la an scade numărul celor interesați de facultăți străine pentru studiile de licență. Cred că vârful a fost acum 2 ani. Acum pleacă mai puțin. Cel puțin la clasa la care eu sunt dirigintă pleacă mai puțin. Situația se repetă în multe colegii de top. De exemplu, dacă în anii trecuți 70-80% dintre absolvenții de la Ile Caragiale din București plecau la studii în străinătate, acum procentul s-a redus. Din ce știu eu, undeva în jurul unui procent de 50% intenționează să-și continue studiile în străinătate. Este greu departe de casă și așa, și avem facultăți bune și în București. Planul este să dau la automatică, la Politehnică și să-mi găsesc drumul, practic. Printre cei care pleacă, Olanda e destinația populară pentru studii. Universitatea din Twente, pe inginerie mecanică am vrut, am ales Olanda. E cu bilet de întoarcere? Nu știu. Mă duc în Spania, o să studiez arhitectură. Nu prea îmi doresc să mă întorc. Aș vrea să locuiesc în mai multe țări, nu doar în una sau două. Noi în fiecare an ne luăm o marjă de plus minus 10% și ne încadrăm în această marjă în momentul de față. Încă se mai resimt efectele pandemiei, copii anxioși, foarte atașați de părinți care nu vor să plece la studiu în străinătate. Date UNESCO arată că în jur de 40.000 de tineri români studiază în străinătate.